În cartierul Primăverii din Giarmata se fac noi investiții. De această dată vorbim despre proiectul de plantări. Este a treia oară când echipele firmei contractate de Primăria Giarmata plantează pomi de talie înaltă în jurul cartierului. Aceste plantări vor completa zona de perdea forestieră, care odată finalizată va avea un rol important, acela de a proteja fonic și de noxe zonele care se află de-a lungul DJ 691.